din legea numărul 80, cărul 1995, privind statutul cadrelor militare cu modificările și completările ulterioare pe data prezentului ordin. Următorii generali se eliberează din funcțiile în care sunt încadrați și se numesc în funcțiile specificate în dreptul fiecăruia astfel. General Major Scarlat Nicolae Dumitru, din funcția de comandant al diviziei 4 Infanterie Gemina din statul major al forțelor terestre, în funcția de locțitor al șefului statului major general. Semnează ministrul apărării naționale, domnul Mircea Dușa. Extras din ordinul ministrului apărării naționale numărul MP4 din 7 ianuarie 2014. În baza articolului 75 și articolului 78 din legea numărul 80/1995, privind statutul cadrelor militare cu modificările și completările ulterioare pe data prezentului ordin. Următorii generali se eliberează din funcțiile în care sunt încadrați și se numesc în funcțiile specificate în dreptul fiecăruia astfel. General de brigadă Tonea Nicolae Adrian, din funcția de comandant al brigăzii 282 Infanterie Mecanizată Unirea Principatelor la divizia 2 Infanterie Jessica, din statul major al forțelor terestre, în funcția de comandant al diviziei 4 Infanterie Gemina, din același stat major. Semnează ministrul apărării naționale, domnul Mircea Dușa. Comandament pe loc pe loc!